Ne bucurăm că suntem numiți printre cei care fac lucrurile bine în Băile Herculane. Cu siguranță ne străduim să facem asta. De-a lungul timpului, cred că împlinim și undeva la 5 ani în Băile Herculane. Ne-am luptat cu foarte multe provocări și suntem bucuroși să spunem că le-am dovedit în mare parte. Sigur, poate una dintre cele mai mari realizări care îmi vine în minte în acest moment este faptul că prin acțiunile noastre, prin dezvoltarea spaurilor de aici și prin faptul că am privit cumva terapiile cu apă în Băile Herculane complementare celor tradiționale și am dezvoltat mai mult pe această parte venind cu wellness și spa în plus față de clasicele băi, cred că am reușit să cu succes să reducem vârsta turiștilor care vizitează Băile Herculane. Dacă acum ceva timp era destinată bunicilor, iată, astăzi avem turiști mai tineri în Băile Herculane. În materie de facilități, cred că oferta este destul de variată, astfel încât, desigur, pot găsi cazare, cel puțin în locațiile noastre își pot alege de la o variantă de 3 stele la una de 4 stele, care oferă în plus un spa mult mai dezvoltat. În ceea ce privește sistemul de masă, și acesta este destul de variat, astfel că cei care vin la noi pot opta pentru o masă a la carte, unde își comandă ce doresc, pot opta pentru o masă în sistem bufet suedez, pot opta pentru o masă în sistem fișe-cont, avem cumva o variantă pregătită pentru fiecare categorie de clienți. În materie de, nu știu, de entertainment, spre exemplu, pe lângă traseele montane și activitățile outdoors care sunt disponibile de, aș putea spune, de scurt timp în Herculane, precum climbing, biking sau rafting pe Cerna, avem entertainmentul nostru în locații. În fiecare weekend noi avem evenimente aici destinate special turiștilor noștri, iar în timpul verii, de la începutul sezonului și până la sfârșit, în fiecare seară pot găsi un spectacol pe terasa noastră, cu tot ce înseamnă dansuri, umor, concursuri, e un program destul de variat și este foarte frumos. Sănătate, tratament, partea asta de spa, ce putem să vedem din punctul ăsta de vedere? Bazele de tratament au fost renovate, s-a venit cu o aparatură modernă care completează apa și în paralel s-au dezvoltat terapiile acestea de spa și ele din ce în ce mai variate, de la toate felurile de masaje, de băi în uleiuri aromate sau care vin și ele complementar cu un pahar de vin sau cu un ceai, băi în plante care iar sunt foarte apreciate și îmbină cumva latura de spa cu latura medicală. Și eu spun că cred că orice turist, fie că vine pentru tratament, dar mai ales pentru prevenție, are ce să găsească la Băile Herculane. Din fericire pentru noi, turismul balnear nu are anotimp, astfel că cei care au nevoie și vor să beneficieze de tratament pot veni în orice anotimp, baza funcționează tot anul. Pentru o cură balneară este recomandat să se facă minim 7 zile de proceduri, iar pentru partea de spa, de asemenea, spa-ul este deschis tot anul, jacuzziul este fierbinte și iarna, piscina este încălzită și iarna și aici se pot bucura cu succes și de această latură. Ce trebuie să facem? Trebuie să creăm întâi o poveste. Trebuie să creăm o poveste, fiindcă povestea vinde. Odată cu povestea vin și niște bani și încet, încet trebuie să se dezvolte. Ce au făcut câțiva investitori, da, au dus lucrurile înainte și foarte bine. Într-adevăr, Herculane are pentru mulți imaginea de o stațiune în paragină. Din păcate, au pe ce să o bazeze, mai ales din ce au apărut prin presă. Dar, cum ziceam, am venit într-un an și am văzut că au descoperit sub drum băi romane. Au refăcut o mare parte din drum, au refăcut drumul în stațiune, până în stațiune. Au refăcut parcul central. Cazinoul nu mai arată rău nici de cum. Încă una pe exterior e aproape terminat restaurarea la ea. Practic se fac acești pași. Ce zic turiștii? Majoritatea pleacă încântați, nu din faptul că într-adevăr avem și ruine, ci datorită poveștii din spate.
ce află, ce știu, cât de interesantă e de fapt stațiunea aia în sine. Fiindcă vorbim de natură, vorbim de ape, vorbim de foarte multe istorie, de la romani, austrieci și ulterior ce s-a întâmplat. Simbolul stațiunii e relevant, Hercules, chiar în piața Hercules, și atunci ar trebui să pomenesc și cei la îndemână în natură, e acel traseu pe la foișoarele construite conform poveștii pentru împărăteasă, pentru Sisi. Priveliștea de acolo este foarte, foarte, foarte frumoasă, e deosebit. Trebuie să ajungeți acolo. Băile Herculane a făcut un pas înainte ca stațiune prin investitorii privați și felicitări lor, așa cum e și evenimentul la care ne aflăm. Asociația Pro Turist Herculane are un merit pentru că a strâns oameni de turism, jurnaliști, blogger atât din România cât și din străinătate care au promovat Băile Herculane. Deci un pas înainte făcut de investitorii din mediul privat. În primul rând asta vreau să subliniez. În al doilea rând, o parte din infrastructură știu că este refăcută, dar mă refer la străzi. Aici este și meritul primăriei. Din păcate, centrul istoric al Băilor Herculane, care ar fi atracția numărul 1, sau haideți să spunem una din principalele atracții, până la urmă Herculane atrage și prin izvoare, prin hoteluri, ar trebui total restaurat. Din păcate, am înțeles că sunt probleme cu anumite clădiri, pentru că multe nu aparțin primăriei, au fost vândute de-a lungul timpului, înstrăinate și aici, într-adevăr, e o problemă care trebuie rezolvată. Băile Herculane are nevoie de un brand, are nevoie de o imagine care să fie promovată pe plan internațional. Până la urmă, și trebuie să fac asta pentru că e cea mai veche stațiune balneară din Europa și una din cele mai vechi din lume, atestată din vremea ocupației romane a Daciei, de pe vremea împăratului Traian, și am putea marșa cu aspectul ăsta, chiar am putea denumi Herculane ca un slogan o stațiune balneară a împăraților. Băile Herculane e o stațiune care ar putea fi pregătită deja să primească turiști mulți, inclusiv străini, pentru că sunt mai multe hoteluri renovate. Apoi sunt și alte structuri de cazare, vile, pe lângă hotelurile mari, precum Afrodita, Diana și altele. Pe de altă parte sunt izvoare și se inaugurează și izvoare noi de ape termale și ape minerale, ceea ce atrage, bineînțeles, turiștii care aleg wellness și spa sau tratamentele. Herculane este o stațiune minunată. A fost binecuvântată cu niște ape care vindecă atât de multe afecțiuni. A fost binecuvântată cu un aer pe care îl simți și acum. Este atât de pur, atât de curat. Din punctul meu de vedere, ok, eu nu știu să vă vorbesc de clădiri și altele ce trebuie făcut pe partea aceasta. Eu pot să vă spun ce se poate face și se poate face foarte repede. Trebuie exploatat la maxim noua tendință a clienților către turismul wellness. Iar Băile Herculane e o tendință internațională și în 2020 turismul wellness va ajunge aproape la nivelul turismului cultural. Băile Herculane este destinația perfectă pentru ei, chiar dacă clădirile arată cum arată. Este locul în care poți să te duci să faci o drumeție, în care să inspiri acest aer minunat, să inspiri uleiurile esențiale care sunt emanate de brazi, de toată flora din această zonă, să auzi susurul apei, să auzi păsărelele, să auzi insectele, să trăiești cu fiecare pas pe care îl faci, să te încarci din acest loc minunat. Evident că aceste drumeții pot să fie combinate cu o meditație, astfel încât să le amplificăm efectul. Efectele meditației de altfel au fost demonstrate științific deja de câțiva ani și cu niște programe wellness, cu alimentație, să fie cât mai alcalină, niște băuturi, mă refer la smoothies-uri, mă refer la limonade, ceva care să revitalizeze organismul. Mie mi se pare că este stațiunea perfectă pentru așa ceva. Ce se poate face pentru ca Herculane să redevină stațiunea de glorie de altă dată?
cum sau dacă se poate face, asta depinde de omul care are viziune. E nevoie de un om de geniu, cum, exact cum a fost proiectul Terme. Numai un vizionar a putut să valorifice ce a fost acolo și numai un vizionar a putut să facă un exemplu din acest lucru. Aveți nevoie de o inițiativă foarte puternică și trebuie conștientizat exact ce am spus și în prezentare. Suntem în 2018, numai este 1998, de fix 20 de ani. Mentalitatea ar trebui să fie total diferită și oamenii acum ar trebui să fie răsplătiți cu adevărate ritualuri, cu adevărate călătorii, cu adevărate experiențe. Oamenii trebuie să povestească de ce se întâmplă aici, exact cum se povestește de ce se întâmplă la Terme. Exact cum toți își fac o rutină să vină la Terme măcar o dată pe săptămână, cel puțin, exact așa ar trebui să valorificați și acest lucru, nu doar într-un concediu să se vină la Băile Herculane. Vreau să primești ceva. Și ce primești? Primești sănătate, primești fericire, primești memorii, primești experiențe, primești lucruri care să-ți rămână întipărite. Și vreau să știi că generația nouă care vine va putea valorifica acest lucru. Nu mă interesează numai generația care a trecut sau generația care se gândește la istoricul Băilor Herculane. Vreau să știu noua generație. Cum o pot atrage? Prin ce activități? Cum o pot valorifica și cum pot să-mi creez consumatorul de mic? Investiția pe care dumneavoastră o să vedeți astăzi, și anume izvorul, care un nou izvor descoperit cu aportul celor de aici de la hotelul Afrodita, un izvor pe care va alimenta întreaga stațiune, atunci, bineînțeles, după ce debitul de 12.000, ceva de genul ăsta pe secundă, a debitului va alimenta cele două hoteluri Diana și Afrodita, va fi dat răspândit și către celelalte hoteluri din stațiune. De asemenea, Asociația Pro Turism Herculane, împreună cu foarte mulți voluntari, situația anul ăsta se împlinesc 161 de ani de când Sisi se plimba în această stațiune, de 6 ori a vizitat-o, de la Foișorul Verde până la Grota Coabăr, la Foișorul Roșu, acolo unde împărăteasa Sisi servea micul dejun, obișnuia să servească micul dejun dimineața. Se va deschide un muzeu în centru vechi al orașului Herculane, acea vilă unde obișnuia împărăteasa Elisabeta Sisi să fie găzduită, să se relaxeze. Traseul pe care vi l-am amintit anterior, traseul acela lung care într-adevăr prin pădure, ciripitul păsărelor, zumzetul apei, deci te relaxează, și către cele 7 izvoare care încă și acolo într-adevăr se așteaptă investiție pentru a se reface cele 7 izvoare de lângă Herculane, la 2 km de stațiune. Ar trebui mai mulți investitori să se concentreze asupra stațiunii noastre. Bineînțeles, sunt și anumite litigii cu diferite proprietăți, mai ales din centrul vechi. Când se vor finaliza acestea, cu siguranță fața va fi schimbată în stațiunea Băilor Herculane. Am văzut statuia lui Hercule, nu e nici măcar văruită. Primăria se implică în acest sens măcar? Da, vreau să vă reamintesc soclul, statuia... Soclul mă refer. E murdar, e așa, ar trebui lucrat puțin la aspectul estetic, ca să zic așa. Cum vă implicați dumneavoastră? Tot timpul au loc lucrări din acestea de igienizare, de curățenie și cu siguranță ne vom apleca și asupra acestui lucru. Ne concentrăm mai mult pe absorbția de fonduri europene, mai puțin de fonduri guvernamentale.